Deși o mare parte din lucrările la rețeaua de apă și canal s-au finalizat în centrul orașului Rădăuți, o nouă lucrare care se desfășoară de aproximativ 2 săptămâni pe strada Calea Cernăuți, aproape de centrul municipiului, ține locuitorii acestei străzi fără apă la robinet, aceasta regăsindu-se pe stradă. Numică ne-a fost mirarea să constatăm că luni pe la ora 18, că o porțiune de drum s-a transformat într-un mic lac de acumulare. De precizat este faptul că cetățenii care locuiesc pe Calea Cernăuți nu au beneficiat de apă la robinete toată ziua de luni, iar în dimineața zilei de marți, apa era maro. Partea cu înțelegerea din partea cetățenilor că oprirea apei este ceva normal, cât se lucrează, poate fi oarecum înțeleasă, dar când curge din robinete apă ruginie, înțelegerea se pare că i-a sfârșit. Oamenii așteaptă totuși un răspuns cu privire la această problemă.